Dar sunt sigur că fata asta e moartă sau urmează să-și ia zborul de aici? Bine, domne, faceți mișto de plecat. Cum a plecat pietrul ăsta de pui? Stați să vă mai dau altul. Așa vin ele? Eu am văzut și eu pieptul de pui, e bătut și arată altfel decât restul. Aceste surprize i-au făcut pe oamenii legii să suspende activitatea mai multor patroni de restaurante și terase. Și, cum era de așteptat, amenzile și controlele OPC desfășurate pe litoralul românesc nu le-au picat tocmai bine unor persoane care s-au văzut cu locațiile închise, așa că aceștia au trecut la nivelul următor, cel al amenințărilor. Am primit un mesaj în care mi se atrăgea atenția că sunt, că merit câteva lumânări. Întâi m-am gândit că e vorba de un tort, după am zis, doamne, nu ziua mea în septembrie, lumânări parfumate, m-am gândit că e prea romantic pentru un tânăr destul de corpulent, așa cum este cel care mi-a trimis, și după aia am înțeles mesajul, care era cumva ascuns, bineînțeles, îl ironizez puțin, în care spunea că pentru sănătatea mea, ironia aici era, vor aprinde mulți lumânări. Comisarul șef nu s-a lăsat intimidat, ba mai mult a privit latura comică a mesajelor primite. La ora 9:24, pește ordinar ce ești, lucrez exact ca masoni. Eu de la sfârșit, știți cum era cu fetele care mănânc un ipa locuri din Constanța? Acum, dacă ar fi să păstrăm doar această poveste, ipa locuri înseamnă că și raportându-ne și colaborând, dai mesaje la 9 dimineața și vă promiteam că vă spun la ora și la ora 12:51 noaptea și dai mesaje și cu ipa locuri, fetele dau astfel de mesaje. Și atunci mă gândesc, s-a măritat cu fata lui Pelehra sau s-a însurat cu fata lui Pelehra? În final, directorul Constantinescu a tras și o concluzie și are și un sfat pentru agenții economici amenințători. Sunt lucruri pe un palier, pe un coeficient de inteligență, consider eu redus. Și îmi permit să fac o astfel de apreciere, mă gândesc că întreaga energie intelectuală, care probabil nu e prea mare și nu a vrut Dumnezeu să înzestreze, ar trebui canalizată în grup către a remedia deficiențele. Consider că este mult mai bărbătește în viață să știi să spui îmi pare rău, să știi să-ți asumi și cu verticalitate să iei măsurile care ar trebui pentru a îndrepta o greșeală făcută. Cu toate acestea, acțiunile comisariatului OBC au adus beneficii atât consumatorilor cât și patronilor de localuri. Ce fac cei care mă amenință vis-a-vis de oamenii corecți și responsabili? Cei responsabili, cum au fost cei de la lanțul mare de restaurante care vorbeam, s-au apucat și într-o după-amiază și o noapte au construit tavane, pat cablu, au igienizat tot, au aruncat 400 de kilograme de mărfuri depozitate neconform cu potențial periculos, cu toate că poate lor li se părea măsura prea dură, dar au înțeles că stabilind să facem, să creăm o simbioză între ce înseamnă protecția consumatorului și omenirea consumatorului și împreună să vedem același azimut turismul românesc. Oricum ar fi, noua dinamică a Oficiului de Protecție a Consumatorului a adus la bugetul statului o sumă cu 5 zerouri în coadă în două luni de sezon estival. Anul trecut, în aceeași perioadă, suma totală s-a ridicat la câteva 10.000. În acest context, oricine ar avea ceva de reclamat să apeleze cu încredere la serviciile OPC-ului, accesând pagina instituției pe Facebook.